Binecuvântat Sfântul Sfântului Sfântului care face să binecuvântat Sfântul Sfântului 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 Domnului. În tot drumul Sfântului binecuvântat Sfântului Domnului. Doamne, rugăciunea mea și cele mea cu Sfântul Tău, Domnul Sfântului Tău, 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 Sfânt că
Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-o numele Domnului. Și voi chimiu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. M-au înjurat și numele Domnului am înflânt pe ei. Iară și iară în pace totului.
Love.
Oh,
că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Toată suflarea să laudă pe Domnul. Toată suflarea să laudă pe Domnul. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui. Pe El într-o tăria puterii Lui. Suflarea toată și toată făptura să laude Sfânt numele Domnului pe Domnul. Și pentru ca să ne vrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Pentru noi cu moartea, pe moarte a stricat.
mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă scoală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-un cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, în fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzurile mele da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de legi căile tale și cele gălincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul luminit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zdească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile apostolilor tăi milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre, acum și pură și în vecii vecilor, amin, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește greșelilor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mina ta și mulțimea durerilor tale, șterge fără de legile mele. Când vind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, a dăruit nouă viață veșnică și mare milă. Împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschide voi gura mea și se va umbra de Duhul și mă răspunde voi împărătesei Maicii și mă voi arăta luminat răzluind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Te cântăresc scătoare de Dumnezeu, ceea ce ești zvorbit și destulat, care s-au împreunat toată duhovnicească, întărește-i în dumnezeiască mărirea ta, culorilor măririi vrednicii tui. Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc al întrupării tale, cei de sus, cei din fecioară, prorocul Abacum, socotindu-l a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Sfântul tău, să toate te dumnezeiască mărirea ta, că tot fecioară neispitită de muntă, ai avut în voi de cei pe Dumnezeu ce peste toate, și ai născut pe Fiul cel fără de ani, ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă. Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc, și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să bate cu mâinile din palme cel ce s-a născut din trânsa. Nascut în făptorii înțelepții lui Dumnezeu, fără numai păcătorului, ci groaza fără
cântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanățându-i pe dânsul întru toți vecii, pe tinerii cei binecredincioși și cu tot nașterea născătoare de Dumnezeu i-am mântuit, atunci în închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să scânte ție pe Domnul lucrurile lăudați și-L preanățați într-o toți vecii. Pe noi, Dumnezeule, cu farul Tău,
pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, asemenea noastră de Dumnezeu, scumoarea și curorea Fecioară Maria, cu Sfintul Domnului Iisus. Deci, mergem înainte? Da, mă rog, câte doi, da? Voi mergeți să faci pe care.
cuvintele ești și pe toate le primești, vizierul mănătăților și cătătorului de viață, să ne rugăm.
sfințește pe el și dă lui să învețe să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeieștilor tale cuvinte, păzindu-l pe dânsul de viață curată cu mila și cu durările și cu durerile de oameni, ale unui ales cu cerul tău, care a binecuvântat și prea sfântul și purul de viață pe totul. Acum și pururea și în vecii vecilor. Despre inimie, cum se roagă el împotriva lui Israel zicând, Doamne, pe prorocii tăi ai omorât jertfând cele tare le-au sărbat și au rămas singuri și caută să-mi ia sufletul. Pace ție, frate! Sfântește pe dânsul biserica ta cea sfântă ca pe un măslin plin de roadă, aducând rodă dreptate și-l arată fel de seur și slujitor al tău, pentru ca să se împărtășească el la a doua venire a ta de răsplata celor care bine seamă plăcuție. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Thank you.
și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Și viitor.
binecuvântați în am vrea să ne citeți stăpâne Sfânta Intrare. Thank you.
Thank you.
Dumnezeu, Stăpâne, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați, toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Din Epistola către Galateni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, știind că omul nu se îndreptează prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă căutăm să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi și nepăcătoși, este oare Hristos, slujitor al păcatului, nici de cum? Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine, sunt călcător de poruncă, fiindcă eu prin legea noastră de lege ca să trăiesc în Dumnezeu, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața mea de acum în trup o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat de sine însuși pentru mine. Fraților, Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Iar noi toți, privind ca în oglindă cu fața descoperită slava Domnului, ne preschimbăm în același chip din slavă în slavă ca de la Duhul Domnului. Fiindcă Dumnezeu care a zis, să nu cească din întuneric lumina, El a strălucit din inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și avem comoara aceasta în vasă de lut ca să se învedereze că puterea cuvârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. În toate pătimind necazna ne fiind striviți, lipsiți fiind, dar nu desnădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, purtând totdeauna trupul mărârea Domnului nostru Iisus, pentru ca și viața în Iisus. Să se arate trupul nostru. Pace ție, frate cititorule. Stăpâne, pe mine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Sărbitului, între tot lăudatului Apostol și Evanghelist, să-ți dea zicere și binevestești cuvântul putere multă spre plinirea Evangheliei, iubitului Său, Fiul Domnului nostru, Iisus Hristos. Să-mi fie mie, după cuvântul noastră, Sfinției voastre, Stăpâne,
a strigat cu glas mare și a zis, cine are urechi de auzit, să unde de 372 de ani acest cult nu încetează să fie prezent,
în sufletele pelerinilor din toate locurile, pelerini care înțeleg să caute Sfințenia în comuniunea cu ea, înfruntând toate obstacolele. Cum pentru prima oară locul de unde cultul Sfintei Cuvioase Parascheva a dobândit la români și prin România amploarea lui de astăzi a fost episcopia, astăzi arhiepiscopia Romanului, unde viața Sfintei este reprezentată iconic încă din secolul al XVI-lea, în compoziții de o frumusețe unică, aducem și noi, în acest cuvânt, o ofrandă Sfintei ce ne ocrotește cu rugăciunile sale de peste 600 de ani. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a secolului al X-lea, în localitatea Epivac de pe țărmul Mării Marmara, în vechea Tracie. Cuvioasa Parascheva aparține după etnie poporului elen, dătător de atâția sfinți. Chiar dacă Sfânta Cuvioasă Parascheva a aparținut unui popor, viața și faptele ei minunate au devenit un bun al tuturor. Cuvioasa a ținut să ne arate ea însăși că aparține întregii ortodoxii, prin șederea cu moaștere sale mai bine de două secole între grecii Imperiului Bizantin, apoi 161 de ani în Bulgaria de Nord, la Târnovo, între Bulgarii și urmașii comunității sud-dunărene, apoi 124 de ani la sârbii din Ravanița și Belgrad, iar din 1521 până în 1641 în Constantinopolul devenit Istanbul. De aici i-a fost voia să vină la Iași, în anul 1641 și să rămână de atunci până astăzi și unde sperăm că va vrea să rămână până la sfârșitul veacului. Părinții Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoaștem doar numele tatălui Nichitas, au fost considerați de bun neam și cu stare materială bună, ocupându-se de lucrarea pământului. Erau prețuiți de toată lumea, mai ales pentru sufletul lor împodobit cu virtuțile creștine, calități pe care le-au transmis și celor doi copii ai lor, Eftimie și Parascheva. Datele istorice care au permis așezarea în timp a vieții Sfântului Ierarh Eftimie ne ajută să stabilim și perioada în care a trăit sora lui. Cuvioasa Parascheva s-a născut așadar în prima jumătate a secolului al X-lea și a trăit doar 27 de ani. Din mărturiile vremii aflăm că această minunată fiică a Bisericii, încă din fragilă copilărie, a început să practice virtuțile și să facă voia lui Dumnezeu. Avea vârsta de 10 ani când în biserica satului natal din Epivac, închinată Maicii Domnului, a înțeles chemarea Mântuitorului. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mine. Prin aceste cuvinte a simțit vocația Sfințeniei și ca o puternică dorință de a le face bine semenilor, ceea ce a dus-o la un gest care avea să-i supere inițial pe părinții ei. Și a dat hainele cele bune primului sărac întâlnit și le-a luat pe ale lui. Deși dăduseră atât fratelui cât și ei o educație creștinească, părinții n-au înțeles gestul fiicei lor și prima oară au mustrat-o pentru fapta ei, dându-i alte haine. Dar și pe acelea Sfânta Cuvioasă le-a dăruit, iar acest gest, repetându-se de câteva ore, a determinat pe părinți să se socotească îndreptățiți, să o pedepsească mai aspru. Așa cum citim în vechile scrieri lăsate moștenire generațiilor de până la noi, de către arheografii din veacurile al XII-lea și al XIV-lea, după părăsirea casei părintești și a satului natal Edivant, Sfânta Cuvioasă Parascheva a mers în cetatea Constantinopolului. S-a închinat la Marele Biserici ale Capitalei Imperiale, în frunte cu vestita ctitoria lui Justinian, Sfânta Sofia. De la Constantinopol a mers în Heraclea, unde a stat 5 ani la o mănăstire, iar apoi a ajuns, datorită unor pelerini pe care i-a rugat să o ia cu dânsii, la locurile sfinte. Aici, Sfânta Cuvioasă Parascheva a pășit în lăuntrul mormântului cel purtător de viață, unde a rostit o rugăciune de mulțumire. A ajuns și în Sfântul Betleem, la Ierihon și în pustiul Iordanului. Aici a zăbovit ceva timp, stând la o mănăstire de maici, dar a părăsit-o pentru retragerea în singurătate, având mereu ca scop dobândirea desăvârșirii spirituale, adică starea de nepătimire. La întoarcere, Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a oprit din nou în Constantinopol, a revenit apoi în patria ei și s-a așezat în Calicrateia, în apropiere de locul venirii sale pe lume, unde a mai trăit încă 2 ani.
Alegându-și acest loc, Sfânta Parascheva a dorit să nu o recunoască nimeni, ceea ce ar fi fost mai greu dacă se întorcea în satul natal, părăsit doar cu 15 ani în urmă. Potrivit celor scrise de Sfântul Patriarh Eftimie al Târnovei, Dumnezeu nu a lăsat-o pe Sfânta Parascheva să zacă multă vreme în uitare și nici neîntinatul ei trup să se prefacă în stricăciune, ci pentru ea a arătat o minune nemai auzită în acest fel. Un marinar, grav bolnav, de pe o corabie care naviga în apropierea Calicrateei, a fost debarcat la țăl și părăsit de ai săi, murind chiar pe drumul folosit de trecători și umplând văzduhul de mirosul greu al trupului în descompunere, îi împiedica să mai treacă pe acolo. Nu departe, un ascet stâlpnic a fost la rândul său constrâns de acel miros să coboare de pe stâlp și să caute de gravă oameni cărora le-a cerut să sape o groapă și să îngroape bordul spre a scăpa lumea de acel miros greu. Săpând groapa, au dat de trupul Sfintei cuvioase Parascheva. Au gândit însă greșit, dacă ar fi fost o sfântă, Dumnezeu ar fi arătat-o până acum cu minunile sale. Prin urmare, au lăsat-o acolo și au pus alături groapa săpată pe morcul urât mirositor, cu citim în scrierea diaconului Vasilic, poruncită și supravegheată de Patriarhul Nicolae Muzală. Apoi, trecând două zile, un oarecare dintre aceștia pe nume Gheorghe, adormind, i s-a arătat o asemenea vedere minunată și fricoșătoare. O împărăteasă care ședea pe un prestol aurit și bărbați supuși, ale căror chipuri străluceau mai mult decât soarele care stăteau înaintea ei de o parte și de alta. Iar unii dintre ei, scepte strălucitoare, țineau în mâini, iar alții săbii. Unele ca acestea văzând, ară de frică mult, a fost cuprins și a căzut jos la pământ. Însă unul dintre bărbații aceia strălucitori, înfricoșător la vedere, l-a luat de mână și l-a ridicat de la pământ. Și îndată glasa a auzit din nou, omule, nu te temi oare de Dumnezeu? Nu te înfricoșezi oare de veșnicele chinuri? Nu înțelegi oare că trupul acesta este sfânt? Și de ce? Plinul de duhare și putrezitul acela cu trupul roabei lui Dumnezeu Parascheva îl îngropați. Și a grăit atunci împărăteasă, iar acum mergi grabnic și spune-le de atâta duhare să mă izbăvească. Iar dacă nu vei face astfel, să știi cu adevărat că Dumnezeu, cu foc trimis de El, va arde viața tuturor. Căci și eu sunt om, iar patria mea este privata. Însă patria și părinții pentru dragostea lui Dumnezeu am lăsat. A doua patrie fiind în pustia. Și pe Dumnezeu singur Tatăl am chemat, după a căruia poruncă m-am întors ca aici viața să ne sfârșesc. Și iată că și o oarecare femeie, pe nume Eufimia, împodobită cu virtuți și multe fapte bune, a văzut și ea în vis o femeie sfântă, care strălucea în văzut. Și cu glas înfricoșător striga, dacă trupul cuvioasei noastre biserică nu-l îngropați, atunci nici de minunile ei nu veți avea parte. Și în aceeași noapte, amândoi au avut aceeași vedenie și, deșteptându-se, au spus tuturor. Și cum au auzit cele vestite cu toții, cu lumânări aprinse, acolo unde trupul zăcea s-au dus și l-au luat din chiar locul în care îl lăsaseră. Și într-un nou sicriu l-au așezat. În Marea și Sobornicească Biserică a Apostolilor lui Hristos l-au așezat, unde și îndrăciții vindecări multe au primit, ochii celor orbi au văzut. Această minune a lui Dumnezeu, cu Sfânta și a Sfintei însăși, care poruncește în vis să-i fie așezate moaștele în raclă și în biserică, începe șirul de minuni consemnate săvârșite de ea, care au dus la nașterea cultului Sfintei Cuvioase Parascheva. Timp de două secole, cultul Cuvioasei a rămas viu în locurile natale, iar moaștele ei în Biserica Sfinților Apostoli s-au arătat făcătoare de nenumărate minuni. Prezentăm pe scurt această istorie a feminilării moașelor cuvioase prenumea ortodoxă a Ținutului din Balcan. Mai întâi, din 1230, ragla cu moașele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezată în cetatea Târnovo. Aici, Patriarhul Eftimie a devenit autorul cel mai strălucit, mai răspândit și mai influent text închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, evocând viața și minunile sale.
La căderea târnului, moaștele Sfintei Cuvioase Paraschiva și-a urmat mai departe un drum parcă făcut să unească popoarele din Balcan. Și în anul 1521, sultanul Soliman Magnificul a distrus ca moaștele Cuvioase Paraschiva împreună cu ale împărătesei Teofana, soția lui Leon al VI-lea Înțeleptul, să fie strămutate la Constantinopol. Aici au rămas încuiate mereu pentru credincioși. Dar în timp, tibia de la un picior a fost dată mănăstirii Vatopeți, unde este expusă și acum într-o raclă, și au fost desprinse și păstrate tâlpile picioarelor la Patriarhie. O mică parte din palma unei mâini a ajuns și în Moldova, la Episcopia Romanului. Despre ea vorbind pentru prima oară Sfântul Ierarh Dosoftei, în primul volum din cele trei ale neprețuitei opere Viețile Sfinților. Iată ce spune ierarhul poet despre această părticică din mâna cuvioasei din cetatea Romanului. Dintr-o palmă a Sfinției sale, iasne și la Sfânta Episcopie la Roma, o bucățea. Și eram eu smerit de o softe episcop la acel sfânt scaun la Roma și am adevenit că am văzut de multe ori Sfintele moșnii sărântându-le și slujind cu săborul. Aceste moaște au fost păstrate cu evlavie din generație în generație, fără să fie expuse spre închinarea credincioșilor. Până în decembrie 2012, când au fost așezate într-o raclă, împreună cu relicve ale altor sfinți din patrimoniul catedralei din Roma, și au fost purtate în mod solemn în procesiune pentru prima oară în Duminica Ortodoxiei din anul 2013. Legat de cultul Sfintei Cuvioase Parascheva, de prezența ramei sale în capitala Imperiului Otoman și de istoricul părticelei din moaște de la Roma, un capitol absent din cărțile de istorie bisericească de până acum, există informații precise adunate de înalt preasfințitul Părinte Ioachim într-un studiu detaliat numit Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva în Ortodoxie, cercetare arheografico-liturgică, apărut la editura Filocalia în 2013. În lumina cercetărilor întreprinse pentru realizarea studiului sus amintit, suntem în măsură să spunem că această bucățea din moaștele Sfintei, la care se închina Sfântul Dosoftei cu soborul, a fost adusă la Roma de Petru Rareș, atunci când s-a întors în cea de-a doua domnie. Tot el a amplificat cultul cuvioasei Moldova prin construcția la Târgul Frumos sau unei biserici în cinstea Sfintei, prin inițierea reconstrucției din temelia Catedralei Episcopale de la Roma și prin hotărârea de a dispune pictarea pentru prima oară în întreaga Ortodoxie la arbore a Vieții Sfinței Parascheva, așa cum este ea istorisită în scrierea Patriarhului Justinie. Prezența Sfintei Cuvioase Parascheva curat la maștelor sale între români a împlinit la începutul mileniului al III-lea 360 de ani. În tot acest timp, Cuvioasa Parascheva n-a încetat să facă minuni. Și o redăm pe cea împlinită în noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888 la Iași, când un incendiu a izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă lângă racla mutată în sala gotică pentru lucrările de restaurare. Este vorba de Mănăstirea Trei Rani. Cei care l-au stins au constatat cu tremurați că el mistuise totul în jur și însuși lemnul raclei, dar focul nu se atinsese de moaștele Sfintei. Atunci, după cum avem mărturile din epocă, s-a produs în toată țara și în tot neamul românesc de pretutindeni un cutremur al conștiințelor aflate în plină bătaie a ofensivei ateiste ajunse atunci și pe meleagurile românești.